Haos la granița Spaniei cu Marocul. Aproape 20 de migranți au murit și alte câteva 10 au fost răniți în timp ce încercau să pătrundă ilegal într-o enclavă spaniolă. Într-un final, sute de oameni au reușit să intre pe teritoriul spaniol. Aproximativ 2000 de marocani au luat cu asalt exclava spaniolă Melia, care este situată în Africa de Nord. Bilanțul făcut de autorități arată că cel puțin 18 migranți marocani au murit în urma violențelor cu forțele de ordine. Aceștia și-au pierdut viața asfixiați, zdrobiți sau după ce au căzut de la înălțime în încercarea de a sări gardul de la frontieră. Printre răniți se află și sute de agenți ai forțelor de securitate marocane. În urma asaltului, mai mult de 500 de migranți au reușit să sară un gard înalt și să pătrundă în exclava autonomă Melia. Cei mai mulți nu au reușit să treacă granița și au fost întorși din drum de către forțele de ordine. O asociație umanitară din Maroc a condamnat ferm reprimarea migranților de către forțele marocane și spaniole. Există o colaborare bună între autoritățile celor două țări, iar oficialii din capitala Rabat au afirmat că vor primi toate persoanele extradate de spanioli. În ultimii ani, exclavele spaniole din nordul Marocului, Melia și Ceuta, au atras ca un magnet migranți de origine subsahariană care voiau să ajungă în Europa.